Dacă vrei să ai acces la cele mai mari reduceri de jocuri, nu uita să intri pe Eneba. Pentru asta e un link în descriere și nu uita să folosești codul LCT pentru o mega reducere. Salutare prietenii mei de pe YouTube, ce faceți? Eu stau în direct Ratu și bine m-am regăsit la un nou episod din seria noastră nebună de car vloguri. Este 9:20 de minuțele dimineața și m-am trezit de vreme astăzi. Bine, mă rog, poate pentru voi nu e de vreme, pentru mine e destul de devreme. Deși, în ultimul timp, m-am tot trezit la orele astea. Bă, da, telefonul ăsta, GoPro ăsta nu se vede bine? Ba, se vede, în fine, nu știu, să-mi pun telefonul pe aici undeva. Să nu vină borcanul ăla de dulceață de ardei, uite pe el, că am un borcan de dulceață de ardei, uite, bun! Poate pentru voi 9:20 nu este dimineață, dar pentru mine este dimineață, pentru că de obicei nu mă trezesc de vreme și cred că deja știți asta, dar oricum, nu asta este important, pentru că în ultimul timp am început să mă trezesc mai devreme, înțelegeți? Ok, mamă, să-mi bag picioarele în el de soare, bă, să vedem ceva pe... Mamă, cum dă, ești nebun la cap! Nu, trebuie să pun ăsta, că nu se vede nimic, ești nebun. Așa. Știu că nu prea vă place când pun chestiuța asta și oricum văd că nu prea se vede atât de bine. Am ce să-i fac, bate soarele direct în față, e soarele ăsta de dimineață. Vedeți? Încă un motiv să nu-mi placă dimineața. Deși îmi place uneori. Am voce nașpa dimineața iar. Am nasul semi-înfundat. Ba nu, respir bine. Și e frig, frate! Adică gândiți-vă că în momentul ăsta afară 22 de grade. Poate chiar mai puțin. E frig! Azi noapte nici nu știu cât a fost, azi noapte am dat drumul la căldură, sunt nebun la cap. De fapt am dat deja de câteva zile încoace drumul la căldură, nu de acum. Pentru că e foarte răcoare. Am luat a șaptele pentru că galațiul meu este plecat. Și mergem cu a șaptele să vedem dacă găsim loc de parcare. Bine, ar trebui să cam găsim loc de parcare acolo. Ia stai, uite, mai stau să aștept până mâine aici. Avem o problemă cu a șaptele. Bine, nu e o problemă chiar, dar pe mine mă disperă. Frate, mi se abură geamurile. Nu înțeleg de ce. Deci mi se abură geamurile. Trebuie să mă duc să schimb filtrele polen, dar bine, oricum trebuie să fac toate schimburile, să schimb toate filtrele, dar oricum nu înțeleg de ce se aburește, pentru că acolo în partea din dreapta se aburește foarte rău. Deci partea aia din dreapta e varză și mi se aburește și ăsta. E AC-ul dat drumul gen, nu neapărat pe ăsta. Și nu înțeleg de ce se aburește. Chiar nu pot să înțeleg de ce se aburește. Și e zi, frate. Adică dacă era seară, mai înțelegeam. Dar e zi și nu înțeleg de ce se aburește. Nu pot să înțeleg. Stai că mă lovești. Taicule. Nu prea îmi place să vin pe aici, mai ales din partea asta, pentru că pe partea asta parchează foarte mulți și e foarte greu să te bagi. Bine. Dacă e pe aici, ajungi mult mai repede, la modul că nu mai stai în aglomerația aia de acolo, de la cimitir, de la colț. Dar numai că mai bine când vii invers, când vii de aici, oricum tot în aglomerație. Dar uite, de exemplu, acum e full, iarăși. Dar măcar dacă e full și e full până acolo, intersecție, ieși și tu mai la jumate, că te mai lasă băieții să te bagi. Dacă nu te lasă să te bagi mai la nesimțire, așa și tot te bagi. Ia să vedem. Iartă-mă, domnule taximetrist. Aici n-ai ce să faci. Deci nu înțeleg de ce în orașul ăsta, Craiova se numește el. Băi, frate, nu înțeleg de ce se face atâta aglomerație aici. Deci gândiți-vă că în fiecare zi, absolut în fiecare zi, aici e aglomerație. Și nu e aglomerație până aici, până ne-am luat eu. E aglomerație până în partea altă, la intersecție. Și e bară la bară. Și pe aici, cam în continuu, adică nu știu dacă sunt zile, frate, vine unul care depășește toată coloana. Și puteți să ziceți, a, că-i inspectoratule, și tu te-ai băgat acolo. Băi, frate, da, m-am băgat, pentru că m-am uitat, nu venea nimeni și m-am băgat în patru mașini mai în față. Dar aici vine unul de acolo, din spate, și te aduce ghiulea până în intersecția din față. Nu cred că am făcut niciodată chestia asta, sincer. Aici, adică niciodată n-am depășit toată coloana asta până acolo. Nu știu de ce se face, habar n-am. De asta nu pot să mai vede asta, se vede bine? Se vede bine. Am boală cu el că nu mă enervează și soarele cum bate și... Nu știu, asta să pun asta aici, că acum bate din partea altă. Băgăm aici picioarele în el. Bă, ce, mă, mai scăzut gradele? 21 de grade, ăsta e nebun? Erau 22 când am plecat acasă.
Doamne. Dar ziceți-mi voi în secțiunea de comentarii, de ce mi se aburez mie geamurile? Că nu înțeleg. Pe bune, nu înțeleg. Se aburești geamurile, frate. Mai ales ăla de acolo și cu ăsta de aici, se aburesc și ăla, dar ăla mai așa. Și merge clima, adică pui mei, ia uite-l. Ia uite-l ce v-am zis. A venit din spate. Ia uite-l ce v-am zis. Fix pe video. Vine unul și se bagă oriunde. O, te scot mâinile pe geam. Bine, cred că se grăbesc, că pleacă cel mai probabil în Anglia. Aute, scoasără copilul sus, să uite la mine în ochi. Bă, nu știu, voi ați văzut cât s-a făcut GPL-ul? Cât s-a făcut GPL-ul 3, uite, acum este 3,59. Deci dacă ai mașină pe GPL, frate, nu mai e, bă, cum era odată, mă. 3,59. Gândiți-vă că Berșica, când și-a pus gazul pe bomba, pe 46, bă, cred că era vreo 2,40, ceva de genul 2,30, adică acum 3 ani. Gândiți-vă că acum e 3,60, frate, ești nebun la cap. Bine, zici, cu motorina și cu benzina nu mi-e rușine, dar... GPL-ul, când te gândeai la ceva ieftin, acum deja ieftin o laie, că nu mai e ieftin. Haideți, băieții, haidați. Vă hotărâți pe ce parte vreți să stați, ca să mă duc și eu. Mâncava și talentul vostru de peloponezi. Aute un A8. Dar nu știu din ce an e modelul, că... Nu, e modelul dinainte, la Bercică. Da, și uitați-vă prin ce trec eu zilnic, prietenii mei, când vreau să plec de acasă. Ia cât am făcut, că sunt tare curios. Na, de asta s-a închis. 7 minute. Bă, nu e... E chiar atât de mult, dacă vă gândiți că în vremurile în care aici nu era aglomerat și aici chiar nu era, era aglomerat în partea cealaltă mai mult, făceam, cred că până la cafea unde merg eu de obicei, cred că făceam undeva la nici 5 minute. Dacă am făcut 7 minute până aici cu aglomerația asta, nu făceam nici 5 minute, sigur nu făceam. În fine, haide să mergem la... Dar nici v-am zis unde mă duc, mă duc la pensat. Au, băi, care ai pus groapa aia acolo? Mă duc la pensat. Prietenii mei, da, eu mă mai și pensez din când în când. Nu vă gândiți că mă pensez săptămânal sau la două săptămâni cum mă și tund. Mă tund și mai des uneori. Dar mă mai pensez și eu, așa, o dată la o lună și ceva. Mă mai pensez și eu. Ca să nu-mi crească sprâncenele astea stufoase rău așa. Ia, uite ce consum avem la Viperă, 13.3, bine, nu poți să te iei după el, că e de-abia de când am plecat de acasă. Dar să știți că nu consumă foarte mult. Nu e 13, consumă e oricum, adică e 13 acum pentru că am stat în ambuteaj. Până ajungem la locație, unde trebuie să ne pensăm, eu zic că scade în jur de 11, dacă nu chiar mai puțin. Vedem, în funcție de cum se merge. Bine, nici nu mai am mult, mai am maxim 1,5 km, maxim. Dar eu zic că scade la 11 până acolo. Am zis, a crescut atât de mult pentru că am mers în aglomerație. Adică uite, deja a scăzut la 12. Hai da, băieții, hai da. Mamă, că groapa asta ce-au făcut-o aici. Mâncam i-ați groapa și talentul. Tu ce faci, băi? Mașină de gunoi. Mă lași atât pe lângă tine? Să nu te faci spre mine, că mă sperii, mi-e frică. Îmi știau de frică. Mai ce-mi place cum merge A7-ul. Deși trebuie să-i umblu, prietenii mei, trebuie să-i umblu la brațe, adică să le schimb în mare parte bug și mai probabil bielete, nici nu mai știu, uleiul ăla neapărat, adică uleiul, să vedem că plec acum la mare să vorbesc. Bă, dar chiar că dacă plec mâine la mare, azi trebuia să-i las mașina lui Cioacă, mă, ești nebun la cap. Să-i o las eu astăzi lui Cioacă mașina? Cred că aș putea să trec după aia la Cioacă să-i o las. Că nu m-am când să-i o aduc lui Cioaca mea. Dar și dacă trec la Cioacă după aia, cu ce plec acasă? Cu Uber-ul, cu ce plec acasă? Da, este... A, de fapt, stai mă, că e mașina lui Sălbaticul la Cioacă, parcă, nu? Aș putea să fac una fenta la deruta asta, sincer să fiu cu voi. Să las mașina asta acolo și să iau pe Beca și să plec cu ea acasă. Da. Este o idee. Consum de 10.3 până aici, prietenii mei, v-am zis că scade consumul. Da, deci aș putea să o iau pe Becuța ordinăruța și să mă duc cu ea acasă
Și așa puteam să-l las aici. Deși mâine dimineață plecăm la mare, dar plecăm cu... plecăm cu Bercica, cu Eitul. Eitul, cu coana aia voia să dea mine sau mi se poru mie? Bine, nu cred că voia neapărat să dea mine, dar voia să dea în cineva. Și mai ales pe mine, pentru că eram aproape. Mâine mergem la mare, clipurile nu sunt pregătite, asta seara dau chef la mine acasă, cu colegii de facultate, da. Foarte bine, foarte bine, electoratule. Bă, trece timpul ăsta, băi, ce n-ai văzut. Parcă mai acum vreo 3 zile era vară și chiar așa era. Și acum e fric de te... să nu-ți zic cuvântul. Hai, băieții, și noi. Mamă, mamă, mâncavaș, ăsta dă-n mine, mâncavaș. Ăsta dă-n mine, mâncavaș. Trebuie să-ți fie frică de ăștia, bă. Dă un dă-sta în tine. Că instructorul ăla din dreapta lui nu știu ce vrea să facă. Nu semnaliza, nu făcea nimic. Să-mi va picioarele, te-am văzut. Bă, și eu am fost așa, bă. Dar parcă nu chiar așa, bă. Adică eu nu mi-amintesc când am fost la școala de șoferi să fi stat așa, momâie, să merg cu 5 la oră și să mă panichez tot. Chiar n-am fost, sincer. Am fost un zestrat cu talentul ăsta de a conduce bine? Probabil că da. Asta este, am ajuns cu consum de 10-5, sigur, sigur, sigur. Un consum foarte bun pentru cele 10 minute de mers. Ca atât am mers, nu mai mult. Bă, era o burdură în spate. Au, să-mi va picioarele. Nu știu dacă trece peste ea, dar și mai bine o las așa. Ca să nu fie nici prea în față, nici prea în spate. Ia să vedem câte minuțele avem. 12 minuțele, băi, suntem jmeche. Avem cum arată și capul meu. O, stați un pic că pun mâna pe microfon, că microfonul e în dreapta, nu înțeleg de ce. Oale! Cam atât să fie cu acest episod. Uitați-vă și voi cum face GoPro-ul ăsta părul de fiecare dată. Nu uitați să apăsați butonașul ăla de like, iar noi desigur ne vedem în episodul data viitoare. Spuneți dacă mai vreți car vloguri, pa, pa.